În continuare vom discuta despre piețele valutare. În ceea ce privește EURUSD, vedem că este o zi interesantă pentru moneda unică europeană. Astfel, calendarul macroeconomic a adus date interesante din Germania, care au potențial de a influența direcția de evoluție a prețului. Astfel, dacă analizăm situația de astăzi, de dimineață au fost publicate datele PIB pentru al doilea trimestru. Vedem că au fost înregistrate îmbunătățiri atât la nivelul valorilor trimestriale, dar și la nivelul valorilor anuale. Mai mult, la ora 11 urmează să fie publicat indicatorul AFO privind climatul de afaceri pentru luna august. Vedem că se așteaptă o îmbunătățire a situației care ar putea să ajute moneda unică europeană. Vedem că deja investitorii par destul de optimiști înainte de publicarea acelui rezultat. Prin urmare, este posibil să vedem o valoare peste cea prognozată sau cel puțin la nivelul celei prognozate. În contextul actual, trebuie spus totuși că dolarul american se află într-o poziție destul de bună. Da, într-adevăr, a pierdut destul de mult teren și pare să fie ușor dezechilibrat de acest val de entuziasm, dar în continuare orice modificare a încrederii, orice modificare a atitudinii poate duce la o reorientare a investitorilor către dolar. Mai mult, investitorii au un ochi ațintit și către situația de pe planul macroeconomic, mai ales după ce indicatorii PMI publicați vineri au indicat o discrepanță destul de semnificativă între situația din SUA și situația din Europa. Prin urmare, în Europa, după o perioadă de îmbunătățire a perspectivelor, am asistat la un ușor regres care ar putea să coincidă cu o ușoară tendință de creștere a numărului de cazuri la nivelul celor mai importante state europene, iar pe de altă parte SUA pare să se afle pe o pantă descendentă în ceea ce privește acest aspect. Prin urmare, am putea să asistăm la o ușoară schimbare de roluri, cel puțin pe termen scurt, iar acest lucru desigur pune presiune și asupra cotației. Astfel, vedem o serie de maxime în scădere care totuși nu sunt confirmate și de o serie de minime în scădere. Prin urmare, vorbim despre un semnal nu atât de puternic descendent, dar care desigur ar putea să pună ceva probleme. În momentul de față am asistat la depășirea mediei mobile exponențiale de 50 de perioade și o confirmare din partea indicatorului care va fi publicat în Germania ar putea să ducă la o încercare de extindere. Următorul nivel de urmărit se află în zona 1.18.361, vedem că este marcat de o retragere Fibonacci de 50% din secvența ascendentă recentă, dar mai mult este marcată și de mai multe reacții ale prețului din ultima săptămână, motiv pentru care relevanța acestui punct ar putea să se dovedească mai ridicată. În cazul unei valori negative, unei valori dezamăgitoare, este posibil să vedem o secvență de descendentă, o tendință corectivă, iar primul nivel de susținere se află la aproximativ 1.17.860. Vedem că este marcat de mai multe minime înregistrate în timpul sesiunii de ieri, dar și
de acest minim înregistrat pe 14 august. În ceea ce privește lira sterlină, putem menționa faptul că în raport cu dolarul american, direcția de evoluție a acestei cotații continuă să fie dictată, cel puțin pentru moment, de atitudinea investitorilor față de dolarul american. Întrucât traderii nu sunt întocmai hotărâți cu privire la poziția pe care o au cu privire la lira sterlină, mai ales în lumina ultimelor evoluții legate de economia britanică. De ce? În continuare, subiectul Brexit este un factor de risc descendent care pune tot mai multă presiune asupra situației și care, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului, ar putea să devină tot mai activ în gândurile investitorilor și mai mult ar putea să reprezinte un principal punct de referință și punct de dezamăgire, am putea spune, pentru aceștia, mai ales dacă avem în vedere discursurile destul de pesimiste, destul de lipsite de încredere și de speranță prezentate de cele două tabere. În contextul actual, în momentul în care dolarul american tinde să avanseze, desigur, cotația ar putea să urmeze acest drum, iar în sens contrar, lira sterlină are un ușor potențial de creștere. Totuși, cel puțin până la summitul care va avea loc joi la Jacksonville, este posibil să vedem o tendință mai temperată din partea traderilor. Mai mult în faptul că ne aflăm în apropierea unui nivel destul de interesant de rezistență, limitează, cel puțin pe termen scurt, potențialul de creștere al cotației, iar acest lucru, în eventualitatea în care argumentele sunt cele din prezent, este posibil să vedem o ezitare și mai degrabă o tendință de evoluție laterală în apropierea acestui prag de la 1.31.066. Mai mult, în această zonă vedem că se află și o medie mobilă, este vorba despre media exponențială de 50 de perioade și ușor mai sus se află celelalte două, cea de 100 și cea de 200 de perioade. Prin urmare, este o zonă destul de importantă, este o zonă relevantă pentru echilibrul dintre cumpărători și vânzători, iar o spargere a acesteia ar putea să ducă la o schimbare mai puternică de atitudine, dar în același timp o astfel de realizare ar necesita argumente mult mai solide și un nivel mai ridicat de entuziasm din partea cumpărătorilor. Nivel de susținere vedem că se află la aproximativ 1.30675 cu aproximație și mai jos în zona 1.30455, 1.30475. La nivelul SDJPI vedem că dolarul a reușit să profite de optimismul prezent în piețe și astfel a reușit să spargă această, de fapt, limita superioară a formațiunii de triunghi și astfel încearcă un avans destul de interesant, întrucât în același timp a reușit să depășească și media mobilă exponențială de 200 de perioade, iar acest lucru pare să fi oferit mai multă încredere investitorilor. Totuși, prețul se apropie de un nivel interesant de rezistență, zona de la 106-200, care a pus probleme și în trecut și vedem că și în trecut a reușit să oprească o încercare de avans al dolarului. Mai mult,
ezitarea actuală, ezitarea în această zonă, tinde să ne confirme această presupunere și este posibil să vedem chiar o potențială corecție, următorul nivel de susținere fiind la aproximativ 105.958-105.960 cu aproximație, unde se află un nivel Fibonacci de 64,8%, dar în același timp vedem că se află și limita superioară a formațiunii de triunghi și acest lucru desigur ar duce la ar putea să ofere o susținere suplimentară. Este posibil ca mișcările să nu fie totuși foarte ample, având în vedere atenția care este acordată summitului de la Jacksonville și mai mult investitorii tind să fie mai degrabă dispuși să aștepte acel eveniment care va avea loc în timpul sesiunii de joi și să afle care este poziția Rezervei Federale și care este direcția pe care aceștia o vor implementa înainte de a lua o poziție mai clară. Mai mult, ambele bănci centrale au o abordare destul de relaxată în ceea ce privește politica monetară, iar acest lucru tinde oarecum să anuleze și să compenseze potențialul de creștere al celor două, iar în acest sens avem nevoie de o modificare a setărilor tocmai pentru a oferi o direcție mai clară.